Zeci de oameni au așteptat ore în șir în aeroportul din Cluj-Napoca pentru a pleca spre Bari, dar cursa lor a fost anulată. Sătui să aștepte, oamenii s-au enervat și a fost nevoie să intervină poliția acolo ca să calmeze spiritele. Oamenii au fost urcați în avion și lăsați să aștepte câteva ore. Au fost debarcați și asigurați că vor urca în alt avion spre Bari, Italia. Aceste lucruri nu s-au mai întâmplat. S-a anulat primul zbor spre Bari de la 4 dimineața. După ce au fost anulări, adică întârzieri succesive, practic noi am rămas cu cazări pierdute, cu banii de bilete pierdute și, îți dai seama, concediu ratat. E posibil cu copii mici? Care ne ține de la ora 5 și jumătate în aeroport? Nu-ți dă nici de mâncare, îți dă o apă și un corn? Păi posibil te ține și flământ și vai și amar de capul tău pe aici și cu copii mici care plânge și s-a agitați? Nu ne anunță nimeni, stăm ca proști acolo, vin cu un corn ca la copii la școală, mai lipsea laptele. Deci nu putem să continuăm așa. Oamenii au muncă, oamenii au probleme. După ce au așteptat ore în șir pe aeroport, oamenii au fost cazați într-un hotel din Cluj-Napoca abia spre dimineață.